Dintre persoanele arestate, peste 200 au fost cadre ale Ministerului de Interne, iar 500 făceau parte din Departamentul Securității Statului. În acele zile au fost reținuți și 25 de cetățeni străini, dintre care unii aveau arme și muniție. Cercetările parchetului militar arată că peste 40 de persoane ucise în decembrie 89 au fost victime ale unor acte teroriste. Fiecare persoană suspectă reținută ca fiind teroristă a fost cercetată. Nu s-au terminat cercetările în legătură cu toți. Nu avem până în prezent un terorist pe care să vi-l pot da, uitați, acesta e un terorist. Voinea susține că mulți dintre suspecți au fost reținuți din greșeală. Un caz este cel al actualului senator Valentin Gabrielescu, fost președinte al Comisiei Parlamentare pentru Anchetarea Evenimentelor din decembrie. Gabrielescu a intrat alături de alți revoluționari în sediul fostului CC și în confuzia de atunci a fost bănuit că este terorist. Cei care au pătruns pe 22 decembrie în Comitetul Central spun că au reținut numeroase persoane care au tras în oameni sau care aveau armament și muniție. Inițial, suspecții și-au dat identități false, însă au recunoscut apoi apartenența la securitate ori la Direcția de Informații a Armatei. Au existat persoane în carne și oase care au tras din ordin, pe care noi am prins, i-am legat, i-am predat, i-am demonstrat, există filmate și care acum brusc nu mai sunt. Unul dintre suspecții prinși de done în subteranele clădirii CC-ului a pretins mai întâi că face parte din echipa de filmare a BBC, apoi că este antrenor la Dinamo, după care a recunoscut că lucrează la DIA. Un altul a recunoscut imediat apartenența la securitate. Vine la ora 8 și după aceea s-a repetat numerul să nu vedem, să nu vedem. Adrian Donet spune că arestații au fost predați armatei, iar alții răniți au fost duși la spitalul de urgență, unde au fost legați cu cătușe de paturi. Donet declară că după câteva zile din ordinul armatei, toți au fost luați cu ajutorul unor transportoare blindate. Nimeni nu știe cu exactitate unde au fost duși și cine a dat ordinul. Că au existat teroriști, da, au existat, dar sunt cei care au lansat psihoza teroriștilor. Fiindcă nimeni, absolut nimeni, nu l-a apărat pe Ceaușescu. Pe listele cu suspecții ale parchetului militar sunt mai mult de 80 de nume despre care nu există niciun fel de date. Dintre cei anchetați, în niciunul dintre cazuri nu s-a dispus până astăzi trimiterea în judecată din cauza lipsei probelor. Vă reamintim că în decembrie 1989 au fost reținute 1425 de persoane suspectate că au săvârșit acte teroriste. La 8 ani de la Revoluție, niciunul dintre acești oameni nu a fost găsit vinovat, iar cercetarea tuturor dosarelor suspecților încă nu s-a încheiat.